Peste 1 milion de copii din România sunt supraponderali. Cei mai afectați sunt băieții și în special copiii de vârstă școlară, arată un studiu al organizației Asociația Orașul Meu Culorile Mele. Copiii români mănâncă în medie de 3 ori pe zi, plus dulciuri și gustări dese. În direct cu noi este medicul nutriționist, doamna dr. Mihaela Bilic. Bună ziua, doamna Bilic, mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc și eu și cu drag pentru un astfel de subiect care este mai mult decât fierbinte. Când e vorba de copii, lucrurile sunt într-adevăr importante și grave. Ce înseamnă asta? Peste 1 milion de copii din România supraponderali. Cum am ajuns aici? La capitolul cifre și studii aș vrea să fiu un pic mai rezervată, tocmai pentru că astfel de studii sunt extrem de riguroase și trebuie făcute de autoritățile în domeniu, în acest caz de Ministerul Sănătății, pentru că numai un medic poate evalua, să spun în mod corect, statusul ponderal al unui copil și apoi aceste cifre trebuie extrem de clar exprimate și care au fost reperele și ce anume s-a cercetat. Eu am văzut în comunicatul dumneavoastră de presă că cifra respectivă este în anumite comunități, deci n-aș vrea să generalizăm, pentru că cifra de 1 milion este foarte mare și nu poate fi pronunțată decât pe baza unor date extrem de precise și care au fost strânse de o autoritate în domeniu. Dar asta nu înseamnă că problema nu există, de parte de mine să afirm acest lucru, așa cum nu există, după părerea mea, educație nutrițională în școli și grădinițe. Iată, avem nevoie de ONG-uri să facă un program de educație care altfel ar trebui făcut de Ministerul Educației și de Ministerul Sănătății. Deci aici avem lacune mari și în lipsa acestor programe și în lipsa unui echilibru în familiile de români, echilibru alimentar, despre el vorbesc, părinți mult preocupați săracii cu grijile și greutățile financiare ale familiei ca să mai aibă timp să se ocupe de dieta copiilor și, nu în ultimul rând, copii care au acces fără niciun fel de reguli și nelimitat, li se fac toate mofturile din punct de vedere alimentar și atunci, da, mâncăm în fața unui ecran, mâncăm de câte ori avem chef, mâncăm de câte ori ne plictisim sau suntem triști, frigiderul s-a mutat în sufragerie, nu mai este în bucătărie și nu mai este în spatele unei uși. Și atunci, da, mâncarea devine un prieten care ne aduce kilograme în plus. Deci un prieten fals. Dați-le un sfat părinților care ne urmăresc, doamna doctor, cum ar trebui să arate mesele unui copil? În primul rând, porțiile unui copil trebuie adaptate vârstei lui și înălțimii și greutății și gradului de activitate fizică. Ca și în cazul unui adult, aș spune, farfuria copilului trebuie să fie cât cele două palme ale lui, ale copilului. Apoi, cum bine ați menționat, apropo de gustări și ronțăitul dintre mese, de exemplu, în Franța, care pentru mine este un refer la capitolul educație alimentară, nici măcar nu mai există gustarea de ora 10, a fost lăsat o singură gustare între ora 4 și 5 și aceea doar dacă copilul a făcut activitate fizică și este foame. Altfel, copiii trebuie să învățați că se mănâncă de 3 ori pe zi la mesele principale, iar ronțăielile dintre mese trebuie complet eliminate pentru că acolo avem un aport foarte mare de calorii. Produsele care se ronțe, care sunt ușor de ținut în geantă sau de consumat așa chiar și pe stradă, sunt extrem de bogate în zahăr, în grăsime, extrem de concentrate și nici nu-ți dai seama cât de repede ai consumat calorii, cât pentru o masă cu mâncare gătită și 2 feluri de mâncare. Iar la capitolul, pentru că toți spuneați că majoritatea sunt preșcolari și sunt de sex masculin, nu trebuie pierdut din vedere aspectul educațional care presupune stil de viață. Și aici spun în primul rând, este vorba de mișcare, acești copii supraponderali cu siguranță se află în mediile urbane mai mult decât în cele rurale și atunci copiii de multe ori uită să se mai joace prin metode clasice, stau foarte multe ori în fața unui ecran, sunt sedentari și acest mâncat în fața unui ecran pune organismul încetinește metabolismul mai tare decât în timpul somnului.
Este extrem de grav ce se întâmplă cu mâncatul în fața televizorului sau cu un ecran în față. Atunci corpul nostru nu mai consumă nimic și toate acele calorii se transformă repede în grăsime. Deci copiii trebuie să iasă afară, trebuie să se joace, trebuie să se miște, trebuie să își dezvolte hobby-uri, activități care să presupună, eu știu, participarea tuturor simțurilor, pentru că altfel se plictisesc și plictiseala este principalul motiv de mâncat fără foame. Cât de rar, doamna doctor, să le dăm dulciuri copiilor? Sunt și părinți care spun că nu vor să le dea, cel puțin până când merg la școală și pot să-i controleze mai ușor, nu vor să le dea deloc zahăr, dulciuri. Lucrurile acestea extremiste nu duc la rezultate constructive în timp. Unui copil și, de fapt, și unui adult, cu cât îi interziși, cu atât își va dori mai mult. Aș spune că un copil care este echilibrat și care are un stil de viață sănătos poate să mănânce din când în când dulciuri. Niciodată zahărul nu a dus la bol sau la kilograme în plus dacă a fost consumat cu moderație. Însă atunci când interziși cu desăvârșire, copilul va deveni curios și va mânca pe ascuns. Aș spune ca un sfat, așa să spunem, de mai degrabă de echilibru și în același timp de simplitate. Aș spune, haideți să mâncăm mai mult mâncare gătită în casă, dulciurile incluse, pentru că nu e nicio tragedie dacă un copil mănâncă de două ori pe săptămână și o clătită, un orez cu lapte, o felie de chec, o budincă, inclusiv mâncarea gătită în casă, că e vorba de ciorbă, de tocăniță, de ardei în plus, de ce doriți dumneavoastră, piure de cartofi cu șnițel, este întotdeauna mai plină de apă și mai săracă în calorii decât orice produs ambalat. Deci dacă încă mai ținem la copiii noștri, sfatul meu ar fi, haideți să gătim în casă și haideți să mâncăm cu toții împreună. Măcar o dată în zi, la sfârșitul zilei, toată familia trebuie să stea la masă. Altfel copiii se simt abandonați, se simt singuri și din nou se întorc spre mâncare ca spre un prieten care să le țină de urât. Este dificil să începem educația în sensul acesta, educația unui copil după 8 ani? Poate sunt părinți care spun că de acum vreau să o iau de la zero. Ce ar trebui să facă? În orice moment este binevenită o schimbare în bine și, dacă vreți, impunerea unui tip de disciplină, pentru că lucrurile acestea care țin de educație și de reguli, din fericire, din păcate, nu pot fi obținute decât, dacă vreți, impuse. Nimănui nu-i place, dar cu toții am învățat, iată, să ne spălăm pe dinți dimineața și seara, dar nu ne întreabă nimeni dacă ne dorim și dacă ne place lucrul ăsta. Așa este și cu mâncarea. Avem nevoie să știm că de 3 ori pe zi se stă la masă. Dacă nu ai mâncat la prânz, asta este, aștepți masa de seară, nu mănânci când ai tu chef și dispoziție. Iar la capitolul reguli și disciplină, cu cât suntem mai fermi și mai strict cu copiii noștri, cu atâta le va fi mai ușor mai târziu când vor deveni adulți. Pentru că asta e în relația cu mâncarea, trebuie să avem reguli. Altfel, dacă am mâncat după sufletul și după dorința noastră, corpul ne cere foarte mult, pentru că așa am fost proiectat să fim lacom și mâncăcioși. Natura vrea ca noi să ne îngrășăm. Și atunci, dacă vrem să nu cădem în acest instinct, avem nevoie de restricții și de reguli. De ce credeți că părinții aleg să le dea copiilor să mănânce în timp ce se uită la televizor sau pe tabletă sau pe telefon, la desene? Este o comoditate, înțeleg perfect, este vorba de, eu știu, dorința lor de liniște și atunci totul funcționează mai ușor când copilul este ținut ocupat în felul acesta. E vorba de un moment de respiro și pentru părinți, însă, din păcate, în final, nu face decât să dezvolte un comportament alimentar care nu este în directă legătură cu senzațiile alimentare. Copiii trebuie să învețe să-și recunoască foamea, trebuie să învețe să se oprească când s-au săturat, să învețe că senzația de foame este ceva care se cuantifică pe o scară de la 0 la 10 și că trebuie să așteptăm măcar nota 5 ca să mâncăm, nu mâncăm așa de la foame de nota 2. Și atunci toată această educație a simțurilor, inclusiv mâncatul cu simțurile, când avem o farfurie în față, toate simțurile noastre trebuie să evalueze mâncarea. Dacă tu ai un ecran pe care rulează, eu știu, un program, n-ai cum să mai fii atent la ceea ce mănânci. Deci mâncăm pe pilot automat și nu mai știm când ne-am săturat.
Ori lucrurile acestea se dezvoltă și se învață în copilărie și dacă n-am făcut-o în copilărie, nu este târziu nici apoi. Însă important este să înțelegem că mâncarea trebuie tratată și cu respect, dar și cu atenție. Și pentru asta avem toate cele 5 simțuri, văz, auz, miros, gust și atingere, care trebuie folosite în contact cu mâncarea. Să o evaluăm cu simțurile, nu cu mintea.